savanții ne spun că universul există aproximativ de 15 miliarde de ani. Asta face aproximativ, foarte aproximativ, evident, în jur de 500 de milioane de miliarde de secunde, în foarte mulți. Te-ai gândit totuși că fiecare din aceste momente, fiecare din aceste secunde e unic? Salut și bine te-am găsit, sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau cum deseori mi se spune, omul care aduce performanța. Și data fiind că capacitatea de a valorifica momentul prezent este o componentă fundamentală în orice performanță, de asta vorbim în întâlnirea noastră de astăzi. Da, într-adevăr, au trecut o cantitate imensă de clipe. Și da, fiecare din aceste clipe este unică, pentru că nu au existat în toată istoria timpului, în toată istoria Universului, două clipe în care configurarea cosmică, configurarea astrală să fie fost la fel. Deci, fiecare clipă este unică. E așa va fi în continuare. Ce semnificație are asta, considerarea asta pentru noi, pe acest micuț pământul unde stăm? Beh, dincolo de discuțiile cosmice, dincolo de discuțiile filozofice, faptul de a înțelege, faptul de a conștientiza că fiecare clipă este unică, ne obligă să ne uităm la ea cu alți ochi. Pentru că în momentul în care eu observ clipa, înțeleg că această clipă are un număr de potențialități care, prin definiție, este infinit. Și eu sunt obligat să aleg doar una din aceste posibilități infinite. Și în momentul în care eu mă uit la clipa și mă întreb ce să fac cu ea, iată că deja a trecut. E asta ar trebui să ne face să apreciem faptul că în momentul în care noi vrem într-adevăr să valorificăm clipa, nu putem să stăm în așteptarea să se întâmple ceva, ci pur și simplu să ne otarim să o valorificăm. Noi de multe ori, și de fapt asta e o cauza importantă a suferinței, vrem să replicăm clipele, dar asta tocmai prin definiția este imposibilă. Și cum știe foarte bine cine a încercat să recladească o relație, să se ducă din nou în un anumit loc unde s-a simțit bine sau să repetă o anumită experiență. De fapt, a încercat de a repeta o experiență care a mers bine, de obicei duce la deziluzionare foarte mare. Ce putem să spunem din asta? Eu cred că, într-adevăr, fiecare clipă este unică, cum am zis, dar mai ales fiecare clipă are un potențial infinit. Noi nu putem ști care este acest potențial, pentru că, cum am zis, în momentul în care ne apucam de analiza, am pierdut clipa. Și, de fapt, în jonglarea asta este întreaga semnificație de cel pe care eu am vorbit deja de multe ori de starea de flow. Adică, în momentul în care eu mă întreb ce să fac cu clipa, clipa s-a dus. E un concept greu de înghițit. Eu cred că, într-adevăr, ar trebui să învețăm, să apreciam clipa prezentă, independent de ce ne aduce. Adică, poate ne aduce ceva aparent negativ, poate ne aduce ceva aparent pozitiv. Dar în momentul în care judecam clipa, am pierdut potențialitățile ei. Eu cred că adevăratul sensul vieții este capacitatea de a dansa cu momentul prezent. Adică, o independent de ce mi-aduce, eu pot să fac tango și să profit la maxim de ceea ce mi-aduce momentul prezent, în loc să mă pling, în loc să judec.
Și eu cred că capacitatea asta de a dansa cu momentul prezent, independent de ce ne aduce, este adevărata cheia vieții. Dansul plăcut. O zi bună în continuare.